Să facem acea identificare de procese. Ce facem în firma noastră? Cum ne diferențiem? Care poate fi avantajul față de concurența noastră? Și atunci tot ce se face în firmă trebuie să fie foarte bine documentat și pus într-un flow de lucru. Și încă un aspect, câțiva mi-au și mulțumit pentru asta, contează mult să te gândești unde vrei să ajungi. Adică în 2-3 ani de zile, unde vreau să fiu, ce vreau să fac în compania mea. Deci am zis câțiva mi-au mulțumit pentru că noi implementăm soluții IT de ceva vreme și acum câțiva ani, la câteva firme, le-am zis aceste lucruri. Și ele au crescut și am dimensionat în așa fel încât am putut să creștem în timp real și efectiv să-și crească capacitatea de lucru tehnologică în funcție de echipă și de creșterea echipei. Și abia pe urmă se face planul de IT.